Miercuri, 5 februarie, primarul municipiului Turda, împreună cu echipa sa, au făcut o prezentare a lucrărilor din cartierul Primăverii. Aceste lucrări au fost începute deja, însă, datorită faptului că în această perioadă au căzut cantități însemnate de apă, străzile care sunt în șantier sunt pline de noroaie. La această întâlnire au luat parte atât inginerii din primărie, cât și reprezentanții companiei de apă Arieș, dar și reprezentanții antreprenori din zonă care execută lucrări. Întâlnirea a avut loc pe strada Tudor Arghezi din cartierul Primăverii. Această stradă nu a fost aleasă întâmplător, pentru că aceasta va fi prima stradă asfaltată, dar până la asfalt mai este. Deja au fost instalate în subteran tuburile de canalizare, iar mai apoi o să urmeze trecerea în subteran a cablurilor de tensiune, dar și cabluri de curenți slabi, aici vorbim de cablul TV și internet. Promisiunile sunt mari. Locuitorii acestor străzi și-au arătat nemulțumirea de starea jalnică în care sunt nevoiți să-și ducă copiii la școală sau să meargă la muncă. Lucrările începute dau totuși speranțe locuitorilor că în curând coșmarul lor se va termina. Trebuie puțină răbdare că nu le putem. Vedeți, asta nu putem să facem tot cartierul Primăverii dintr-o dată, că trebuie să mergem frumos unul după altul, în primul rând, al doilea rând să le... Să fim încântați că am reușit să aducem banii. Pun nevoie noi primăria ca compania de apă să treacă mai repede, ceea ce a terminat, am înțeles, nu? Arghezi. Și pe măsură ce compania termină canalizarea, noi mergem în continuare să terminăm străzi. Arghezi s-a terminat cu lucrările companiei de apă și acum o să înceapă lucrările de asfaltare, rigolizare și tot ce presupune trama stradală. Shooting stars above the city.